Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun regăsit, dragi tineri și copii! Sâmbătă, 18 aprilie 2020, o zi cu o semnificație și cu o încărcătură deosebită pentru toți creștinii ortodoxi. Emisiunea generației continuă pe timpul acestei stări pe care o parcurgem cu toții și o stare în care ne regăsim fără voia noastră, dar în această stare și sufletească și până la urmă trupească și, dacă vreți, națională și mondială, îl avem pe Dumnezeu alături. Sunt convinsă că îl avem pe Dumnezeu alături. În emisiunea generației de astăzi îl avem invitat pe preotul de misiune Rafael Vintilă și îi mulțumim pentru prezența în emisiune, iată, pe Skype, așa cum procedăm de câteva emisiuni încoace. Dar pe această cale aș dori să-i mulțumesc și înalt preasfinției sale, Arhiepiscopul Argeșului și Mușelului, Calinic Argeșanu, căruia îi sărut dreapta, pentru binecuvântarea arhierească pe care ne-a dat-o astăzi emisiunii generației și părintelui de misiune Rafael Vintilă, să vorbim despre Sfânta Scriptură și învățăturile sale. Părinte Rafael Vintilă, Sfânta Scriptură și învățăturile sale astăzi în lume, ce putem să învățăm din tot ceea ce s-a scris din Cartea Cărților, pentru că, iată, traversăm o perioadă de grea încercare pentru întreaga lume. Vă rog. Vă salut, binecuvântarea Domnului, și îi mulțumesc și eu la rândul meu în al preasfințitului părinte Calinic Argeșanu, pentru că pe toată această perioadă a postului mare a fost alături din minunatele articole și îndrumări creștine pe care le-a postat Episcopii Argeșului și Mușelului. Într-adevăr, a scris o întrebare foarte frumoasă referitoare la Sfânta și învățăturile sale în zilele noastre. Eu cred că Sfânta Scriptură, fiind o carte de inspirație, este actuală și se actualizează pentru fiecare generație creștină, pentru că în ea regăsim, de fapt, niște principii esențiale valabil universal, pentru că noi, ca și conștiință, ca și suflet, ca și trăire, ca și simțire, nu ne schimbăm. Vedem că acum sute de ani oamenii experimentau tot aceleași sentimente, emoții și trăiri. Dragostea era tot dragoste, ura era tot ură, bunătatea era tot bunătate, iar răul era tot rău. Deci nu putem vorbi despre o schimbare fundamentală. Ne cerem iertare telespectatorilor noștri, transmisia este destul de greoaie, dar acestea sunt condițiile. Vă rugăm, părinte, să continuați totuși în Biblie de-a lungul paginilor și multor cuvinte pline de înțelepciune, este prezentă și boala în Sfânta Scriptură. Haideți să dăm o interpretare, pentru că până la urmă ceea ce a fost pus acolo a fost spre luarea minte a tuturor celor care se apleacă asupra învățăturilor Sfintei Scripturi. Despre boala în Biblie, ce ne-ați putea spune? Dumnezeu, Creatorul, a făcut toate lucrurile bune. Inclusiv în ziua șasea l-a creat și pe om, fără altă ce supus bolii. Dar datorită căderii omului și a încălcării muncii Domnului a apucat din pomul oprit, omul a fost supus morții și boli. Deci boala, în primul rând, este un efect al neascultării noastre, un efect al păcatului care a fost transmis
în generație în generație. Vedem foarte actuală chestiunea asta în generațiile care au venit și care vor mai veni și vedem că toată știința noastră medicală pe care o deținem și am dobândit-o până în acesta, totuși boala proporțional cu păcatul și decadența noastră umană. Deci vedem că cu toată știința medicală, cu toate medicamentele, sunt supuși bolii și morții. Boala este un efect păcatului, iar păcatul, din greacă provine acest cuvânt, înseamnă ratarea țintei. Noi ori de ori ratăm ținta, că mântuirea, atunci intrăm într-o stare de dezechilibru. Și să nu uităm că boala are un fundament, în primul rând, subtil, psihologic, sufletesc, care se manifestă în trup, în organe. De la neascultare la ascultare, poate că nu este decât un pas. Ce ar trebui să facă omul în această trecere a vieții lui pe pământ? De la neascultare la ascultare, pentru că iată ne-ați spus, omul neascultător. Haideți să fim ascultători. Cam cum se poate transmite învățătura ascultării, părinte Rafael Vintilă? Învățătura ascultării poate dobândi prin experimentare. Experimentarea aceasta se face prin oarecum prin smerenia noastră și prin a ne actualiza și ne aduce la zi a Domnului Dumnezeu. În momentul când noi credem proprii instituții, proprii noștri stăpâni și uităm să ne uităm și pe verticală, ne interesează doar orizontala, atunci rămânem fără rădăcini. Iar rădăcinile acestea le putem dobândi doar prin relația, redobândirea relației cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a înzestrat cu liber arbitru, intră cu forța în viața noastră. Spune că El stă la ușa inimii noastre și face. Dumnezeu ne face fiecare dintre noi invitația de a-L primi și de a avea o relație părintească cu El. Dacă nu înțelegem aceasta și ne ancorăm din ce în ce spre superficialitate, spre zona materială, atunci vom fi lipsiți de binecuvântările acestea cerești, bineînțeles, de nevoie, pentru că și trupul are nevoie de oxigen, de hrană, apă și așa mai departe, vitamine, minerale, așa și sufletul are niște nevoi fundamentale care, dacă nu sunt satisfăcute și nu sunt împlinite, mai bine spus, atunci se naște dezechilibrul la nivel subtil. De 4 luni de zile, deci din decembrie, de când a apărut această molimă, acest virus și a început să facă să cadă vieții omenești și să, până la urmă, lumea să se alerteze și să devină deja o pandemie, pentru că, iată, în ultimele 3 luni de zile deja asistăm la această pandemie a coronavirusului. Au fost o serie întreagă de măsuri luate de autorități, de izolare socială, de distanțare fizică. Le-am respectat, am învățat și de la alte țări care au trecut prin perioade și prin situații mult mai dificile decât cea pe care o traversăm noi astăzi, românii. Și asta este, zic eu, și grație divinității care ne apără și suntem, cred, grădina Maicii Domnului mai mult ca oricând cred acest lucru și suntem apărați. În această perioadă,
Iată, de izolare, de carantină, ce am putea să învățăm din Sfânta Scriptură? Pentru că și acolo au fost prezente învățături despre izolare, despre carantină. Câteva cuvinte, părinte. Carantina și izolarea sunt de proveniență biblică. Ideea de carantină apare pentru prima dată în Vechiul Testament, mai exact în Cartea Levitic, unde se spunea că un bolnav trebuie să se izoleze și trebuie să fie izolat de comunitate. Principiul acest timp era de 7 zile și se repeta până la obținerea vindecării. Deci, iată că zilele lui Dumnezeu, menționate de Sfânta Scriptură, încă sunt actuale. Dar am văzut o mare problemă acum referitoare la chestiunea de carantină, că oamenii încerc să aibă anumite lipsuri de ordin sufletesc. Și aș vrea să subliniez că în momentul în care omul nu poate ieși fizic afară, poate ieși oarecum înăuntru prin rugăciunea. Noi vorbim despre două mari chestiuni, despre un macro-univers și un micro-univers. Noi poate că în acest timp și înainte de această care am uitat să ne mai conectăm cu micro-universul din loc, cu noi și cu Dumnezeu. Și acest lucru se poate realiza doar prin o relație de rugăciune. Și nu o rugăciune formală, ci o rugăciune lăuntrică. Poate că eram foarte captați și luați de vatra acesta mersului grăbit și uitam esența. Ne mai bucuram inclusiv de mersul prin natură sau să facem o plimbare. Toată lumea grăbită se urce în mașină să nu socializeze, să ajungă la locul de muncă, după care se întoarcă acasă, să mănânce de la mic și după care să adoară. Și poate, și, ne poate ne uita, și poate ne aduceam aminte de Dumnezeu doar atunci când aveam nevoie, poate când ne îmbolnăveam sau când mergeam doar la vreo sărbătoare sau alta la biserică și lucrul acesta sigur că ar trebui să fie acum un semn pentru noi, pentru că a venit vremea în care să ne uităm în interiorul nostru, în acest micro-univers, cum frumos ați spus. Până la urmă, între liberul arbitru și libertatea pe care ne-o dă Dumnezeu, în micro-universul acesta trebuie să-L avem, să-L avem pe Dumnezeu în suflet. Îmi amintesc câteva cuvinte de învățătură pe care Părintele Arhimandrit Bartolomeu, stareț al Mănăstirii Cozia, de care mă leagă frumoase amintiri din tinerețe, îmi spunea că n-ar fi tocmai nimerit să spunem nihil sine de o nimic fără Dumnezeu. Nu putem să spunem să punem termenul nimic lângă Dumnezeu și să spunem din totdeauna cu Dumnezeu. Din totdeauna cu Dumnezeu, asta înseamnă că în micro-universul nostru și în macro-universul în care ne regăsim, Dumnezeu este în tot și în toate. Ce părere aveți, părinte? Așa este, pentru că tot universul poartă amprenta și pecetea Creatorului, Universului. Noi nu putem să privim un ceas fără să interferăm în el prezența unui ceasor tucar. Deci Dumnezeu este arhitectul, Dumnezeu este proiectantul, Dumnezeu este Creatorul. Mai cu seamă omul după chipul, după imaginea lui Dumnezeu creat. Ca și o încununare a creației și fiind după imaginea lui Dumnezeu este asemenea unei mânuși care este creată tocmai pentru a cuprinde o mână. Dacă noi nu avem puterea și capacitatea de a-L
dat pe Dumnezeu în sufletul nostru și de a-L cuprinde, iar o mare taină să cuprinzi infinitul, atunci nu vom înțelege și nu vom experimenta niciodată dragostea Lui Dumnezeu. Va rămâne la ceva, la o chestiune teoretică. Cui îi este mai îndeaproape, tânărului sau vârstnicului, omului trecut prin suferință sau celui fericit să fie aproape de Dumnezeu? Și cum ar putea să fim, cum am putea să fim cu toții aproape de Dumnezeu? Din experiența biblică și patristică, vedem că în fața lui Dumnezeu nu există limitări de vârstă, de gen sau de altă natură. Că Dumnezeu a lucrat minunat și prin oameni tine și prin oameni la o vârstă asenectuții. Și așa că nu putem spune exact. Chiar telepatriar Daniel spunea că noi toți suntem tine, dar de diferite vârste. Adică asta mai mult ține de o trăire interioară. Dacă tu, în sufletul tău, ești actualizat și regenerat în acest comportament și această experiență spirituală, atunci ești limitat la un număr de ani. Deci, din punctul meu de vedere, există o limitare a vârstei și, într-adevăr, unii se apropie de Dumnezeu în momentul de încercare, dar nu întotdeauna. Avem exemplul evident și chiar și în viețile sfinților, chiar și la Iov. Iov a foarte încercat, este ispitit de către prietenii săi și de către soția lui, este pe Dumnezeu la un moment dat, pentru că nu se mai terminau încercările. Dar Iov rezistă și spune că dacă le-ar primi pe cele bune din mâna Domnului, le va primi și pe cele rele. Noi trebuie să ne raportăm, sau e necesar să-L percepem pe Dumnezeu continuu. Dumnezeu nu este doar o umbrelă care, în momentul în care începe furtuna, imediat pune mâna pe ea și ne protejează. Și în momentul când este soare și foarte frumos, am uitat și unde am fost. Asta e toată chestiunea. Deci dintotdeauna cu Dumnezeu și întotdeauna cu Dumnezeu. Sigur. Ca și chipa lui Dumnezeu. Ca și chipa lui Dumnezeu, frumos spus. Totuși, în această pandemie, trebuie să identificăm, cu siguranță lumea a identificat și mai ales dumneavoastră, care până la urmă interpretați și ați citit atât de mult preoții și care ne dați învățătură atunci când mergem la biserică, semnele și cauzele acestea spirituale. Am putea să identificăm câteva semne ale actualei pandemii și câteva cauze spirituale. Pentru că, iată, am tot vorbit despre păcat, despre neascultare. Semnul evident în istoria biblică și în istoria umanității, și putem citi în Sfânta Scriptură, semnele evidente ale unei pandemii sau ale unui potop, ale unei încercări la nivel global, au fost întotdeauna, sau cauzele mai bine spus, au fost întotdeauna de ordin intrinsec, și care țineau de om, adică egoismul uman, întotdeauna individualismul care împingea atirea apropiului și oarecum către aproape său. Eu nu vreau să interpretez totul într-o cheie fatalistă sau să acuz pe cineva, dar și eu în această societate am sensibilizat de ceva ani
oamenii oarecum se intraseră dinainte într-o izolare, într-o izolare în care nu mai sunt bucuria de a împărtăși sau de a sta în comunie unul cu altul. Și nemai având această comunie și nemai gândind că noi suntem frați și soți din proto-părinții noștri, Adam și Eva, atunci bineînțeles că dat naștere unor trăiri și unor stări care nu sunt naturale și aceste stări de cele mai multe ori către boală și către pandemia aceasta de care vorbeam, pentru că noi în această pandemie de fapt avem un semnal foarte clar. Ori ne întoarcem către noi și către aproapele noastre și încercăm, măcar dacă nu putem să facem bine, să nu facem rău, ori dacă nu, ne vom autodistrui. Este, poate că este dură exprimarea mea, dar acest este adevărul. Am ajuns să ne distrugem și propria casă, pământul, până la urmă, nu? Poluăm în fiecare zi, nu ne-a interesat ce fel de apă bem, nu ne interesează până la urmă ce ducem în sol, nu ne interesează până la urmă nici gesturile acestea cotidiene de a, eu știu, depozita necontrolat deșeurile. Nu ne interesează ce, până la urmă, ce pământ lăsăm copiilor noștri. Până la urmă este tot o formă de individualism, de egoism. Și atunci când ne distrugem și propria casă, care este pământul, casa tuturor și care este creație divină, până la urmă în sufletul nostru nu facem altceva decât să ne distrugem. Este așa? Este așa. Accentul foarte bine și mai este o chestiune de semn, mai devreme. Un semn evident al acestei pandemii este că dat și în carantină nu sunt natura. Natura încă își urmează timpul ei. Copacii, florile merg mai departe, așa se întâmpla. Animalele în libertate. Numai omul oarecum a fost pus și separat de acest macro-univers. De ce? Pentru că își pierduse echilibrul și încă am văzut că reducând poluarea și, mă rog, atât s-a putut la această formă, am văzut clar niște semne în natură și ozon. Deja într-o perioadă atât de scurtă au început să fie înregistrate ale calității aerului. Aerul acesta care fiecare zi. Aerul, apa, hrana, până la urmă pe toate le-am pângărit, dacă mi este permis acest termen, mă rog, le-am poluat, pentru că într-un sens termenul de poluare are această semnificație și de pângărire, a murdări, a degrada, a pângări. Distrugem ceea ce este în jurul nostru, până la urmă natura își urmează cursul, pentru că natura știe ce face și face lucrul acesta de milioane de ani, de miliarde de ani, până la urmă creația își urmează cursul pentru că a fost bine stabilită și bine conturată. Iată că omul, atunci când intervine în natură, nu face altceva decât să-și distrugă propriul mediu de viață și atunci când molima vine peste noi la nivel planetar, așa cum s-a întâmplat acum, este o dovadă a nesupunerii și a neînțelegerii tuturor legilor și principiilor, dacă vreți, și inclusiv ale divinității, pe care nu le-am înțeles și pe care nu le respectăm. Ajungem iar la neascultare. Haideți să vedem, suntem în sâmbăta... Dumnezeu, vă rog. Mă scuzați, Domnul Dumnezeu, în momentul când l-a făcut pe om ca și coroana creației, i-a trasat și o responsabilitate de a lucra și a avea grijă de grădina Edenului, adică de toată creația. Dacă noi nu suntem responsabili, atunci vom culege ceea ce am semănat, se spune și la Scriptură.
Suntem în sâmbăta mare, sâmbăta cea mare, sâmbăta de dinaintea celei mai mari sărbători a creștinătății, învierea Domnului. O semnificație spirituală pentru Paște, pentru cei care ne urmăresc acum și care în casele fiecăruia pătrunde până la urmă spiritul acesta și credința, sunt convinsă că în această perioadă de izolare și de distanțare fizică, credința nu a dispărut și credința rămâne. Tind să cred și aș vrea să rămânem în termenii aceștia optimiști. Credința este în sufletul fiecăruia, chiar dacă vom vedea ce facem în noaptea aceasta de înviere. Haideți să vedem o semnificație spirituală a Paștelui, Părinte Rafael Vintilă. Semnificația spirituală a Paștelui, plecând de Paște, Pesa, înseamnă trecere. Adică o trecere de la moarte sau de la mortificare la viață. În principal, noi trebuie să căutăm în acest moment, în cea mai mare clipă a creștinătății, acel fior al învierii, pentru că dacă Domnul nostru Hristos nu a înviat, atunci a dat că este credința noastră. Iar eu vă spun cu adevărat, Domnul a înviat, pentru că după învierea că la un scurt timp apostolii au început să propovăduiască această veste către toate neamurile. Dacă era doar o poveste, doar o invenție, această invenție putea ține până la un moment, adică până la momentul persecutării. Apostolii au murit și s-au trupit pentru acest adevăr, pentru adevărul învierii pe care îl predicau toată terea. Nu poți predica ceva toată dacă nu ai trăit acel lucru. N-ai fost martor la înviere. Că de fapt apostolul era martor al înviere. Și au depus mărturii lor sânge. De aceea, semnificația principală a Paștelui este de a ne ancora mai mult ca niciodată în acest mare fior al vieții viitorului și în lumina pe care o oferă Domnul Hristos din vierea sa. Lecția aceasta, dacă vreți, fundamentală, până la urmă este o învățătură, este o lecție, ar trebui să ne însușim pe vecie, nu? O credință transmisă din moș strămoș este una, dacă vreți, de netăgăduit. În urmă cu câtva timp, la liceul particular Colegiul Ecologii, profesor universitar dr. Alexandru Ionescu a luat naștere, s-a înființat un cerc literar care poartă numele unei argeșence, plecat de 30 de ani în Germania, Julia Müller, și copiii de la Colegiul Ecologic, pentru că această emisiune apare cu sprijinul Colegiului Ecologic profesor dr. Alexandru Ionescu și țin să mulțumesc acestei școli private că ne sprijină în apariția emisiunii Generației. Iulia Müller conduce acest cenaclu, acest cerc literar și pentru că săptămâna trecută n-a putut veni în Pitești să-și lanseze cartea, anunțasem în urmă cu o lună de zile că pe 9 aprilie ar fi trebuit să fie lansarea unei alte cărți. Este autoare și de poezii și de nuvele, poezii pentru copii în special. Vă rog să-mi permiteți, pentru că i-am găsit 3 poezii în volumul Ploaie de stele și în urmă cu câteva zile i-am cerut permisiunea să citim în această emisiune.
câteva dintre creații care sunt legate de divinitate. Suntem până la urmă pe acest, în această săptămână am trecut de la drumul crucii și așa mai departe. Vă dau citire poeziei Căzut la pământ. Pentru ea este scrisă anul trecut în Joia Mare de către Julia Müller. Vă spuneam, plecată astăzi în Germania, însă alături de noi cu gândul și cu această creație, Căzut la pământ. Pentru că și iată, astăzi omenirea este căzută la pământ. Căzut la pământ, căzut în durere, eu iar mă ridic simțind o putere. Puterea din cer, puterea de tată. Marie, te văd din nou aplecată. Durerea e mare. Nu poți să ridici copilul din mine și parcă și tu parcă pici. Fecioară, nu plânge, tu mamă frumoasă. În cer eu mă duc, acolo-s acasă. O lacrimă curge din suflet curat. Să știi tu, Marie, că astăzi mi-e dat păcatul ce apasă pe cruce, doresc. Prin moarte, prin viață, îl risipesc. Că cerul e o mare, o știu numai eu. Eu sunt din treime, eu sunt Dumnezeu. Iar tu ești fecioară, fecioară curată și fața ta sfântă va fi încununată. Marie curată, te rog, nu mai plânge. Pe crucea de lemn când viața îmi se stinge, perdeaua din templu, ea e trupul meu, se rupă în două, perdeaua sunt eu. Eu sunt adevărul, calea și viața, în cer, pe pământ, doar eu sunt speranța. Fecioară curată, prin ușa deschisă, o lacrimă caldă de cer e cuprinsă. Căzut la pământ, căzut în durere, păcatul apasă, dar merg în tăcere. Prin sângele meu azi eu dăruiesc o viață, o viață a celor ce simt și iubesc. Este o poezie pe care am legat-o de această emisiune până la urmă și îi mulțumesc Iuliei Müller încă o dată. Este scrisă în Joia Mare. Căzut la pământ, fiecare dintre noi este în aceste momente, pentru că iată, suntem în casele noastre și suntem cu fața către Dumnezeu și ne rugăm. Pentru că ce poate fi mai mare decât iubirea lui Dumnezeu pentru omenire, prin care și-a dat pe propriul fiu? Părinte, să interpretăm această iubire a lui Dumnezeu pentru omenire. Întâi aș vrea să spun că autorul al poeziei este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează prin acești poeți, îi inspiră, a pe niște vase alese, pentru a ne comunica în mod delicat, în mod de înțeles, tainice, adevărul care ne poate ajuta de om la nivel. Referitor la ceea ce ați spus de o mare taină, cum Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe singurul său fiu pentru a fi păcatul în locul nostru și mai mult de atât, ca oricine crede în el să aibă viață veșnică. Ia. Vedeți dumneavoastră, păcatul protopărinților de Adam și Eva, între noi și Dumnezeu s-a întâmplat. Adam putea fi iertat în secunda următoare de Dumnezeu. Doar că s-a întâmplat ceva ceva care nu poate fi calificat cuvinte. Adam, în momentul în care a întrebat de Dumnezeu de ce a făcut un lucru, el nu a spus în serenie ca unui părinte, da, Doamne, am greșit. Nu, el a pasat vina către Eva. Iar Eva, la rândul ei, a pasat prin acest șarpe.
Această lipsă de asumare este și în zilele noastre. Mulți dintre noi spunem, păi am găsit că m-a provocat tare. Sau eu aș făcut binele, dar dacă și aproapele meu nu-l face. Și totdeauna această raportare ne lasă să stăm într-o relație autentică cu Dumnezeu. Eu sunt adevărul, da, calea și viața. Haideți să interpretăm, pentru că ne vom apropia de sfârșit și aș vrea să mai citesc o poezie, iar dumneavoastră să ne spuneți, Părinte, despre Lumina Învierii, pentru că, pe care o așteptăm toți creștinii ortodoxi în această noapte și vom vedea cum o vom primi. Câteva cuvinte. Eu sunt adevărul, calea și viața. Despre ce viață, despre ce cale, până la urmă, suntem și ne dorim să fim, să obținem mântuirea, dar care este această viață pe care trebuie să o parcurgem și despre ce viață este vorba? E viața de aici? E viața de dincolo? Adevărul este o cale, iar calea este Hristos. Aceasta este cheia. Fără a fi habonic, fără a fi un om care dorește să propage o doctrină. Viața de care vorbește Domnul acolo este viața din plin, pentru că El spune că am venit pe voi să vă aduc viață și o viață din plin. Adică această viață înseamnă nu doar viață trecătoare, viață care poate trăi 70 de ani, 80 de ani, și o viață care are o continuitate în Domnul și Domnul. Aceasta este. În noapte cerul s-au deschis. Nu pot să citesc trei poezii, până la urmă o să mă rezum la cea care este legată de noaptea de înviere și a fost scrisă de Iulia Müller chiar în noaptea de înviere, anul trecut, în luna aprilie. În noapte cerul s-au deschis. În noapte cerul s-au deschis. Domnul Iisus, ca într-un vis, El a cuprins pământul, cerul, a spulberat atunci misterul. Puterea este doar a Lui, este cuvântul Fiului. Pământul și cerul curat e Dumnezeu adevărat. Mergând cel Sfânt în Galileea, El dă speranța și puterea a celor care L-au urmat și au crezut cu adevărat. Le spune, voi să învățați pe toți, apoi să botezați. În nume la Sfânta Treime să botezați voi o mulțime. În numele al Tatălui, în numele al Fiului, în numele Sfântului Duh, eu mă ridic iar în văzduh. Și mâinile a ridicat, pe toți i-a binecuvântat, la ceruri a plecat ușor, icoană sfântă ca într-un zbor. Și anii ei au tot trecut, cu cel mai sfânt l-au petrecut, noi încă mai sărbătorim pe Domnul nostru cel iubim. Din ceruri, Domnul ne veghează și viața ne încununează, dar mulți sunt cei ce au uitat când Domnul a înlăcrimat. Eu sunt puterea pe pământ, pământul este un loc sfânt. Eu sunt puterea și în cer, cei pentru voi încă mister. În noaptea asta, cerul mare, El stă deschis la fiecare, căci omul în sufletul său Îl are el pe Dumnezeu. Să fie binecuvântat cel ce a simțit și a plecat. Ce o lacrimă mi-a dăruit, sunt fiul său cel mai iubit. Iulia Müller, în noapte cerul s-au deschis. Lumina Învierii, Părinte. Așteptăm cu toții în această noapte Lumina Învierii. Vă rog. În primul trebuie să cunoaștem că primii creștini, înainte de a sărbători Paștele anual, sărbătoreau Paștele săptămânal, deoarece fiecare zi a duminicii este un Paște. Pentru că Domnul înviază în ziua de duminică, adică în prima zi a săptămânii. Este o realitate tristă că de multe ori încercăm
să nu fim în prezența acestei înfieri săptămânale și ne raportăm doar la această înfiere anuală, o dată în an. Referitor la lumina învierii, lumina învierii o putem avea doar în Hristos. Și cum asta? Nu prin lumina unei lumânări. Aceea este doar simbol, un simbol binecuvântat de altfel. Dar lumina, pentru că Hristos spune eu sunt lumina lui, o putem avea doar în comunie cu El. Iar comunia aceasta se poate face doar prin împărtășirea trupului și sângele Mântuitorului. Dacă noi nu ne împărtășim cu trupul sângele Mântuitorului, atunci Hristos nu sălășluiește în noi nici lumina sa. Părinte, frumoase învățături, frumoase, ni le-ați spus, frumoase învățături și de luat în seamă și de urmat tot timpul ne dă Sfânta Scriptură. Dragi telespectatori ai Antenei 3 Pitești, credincioși ai acestui neam, în această noapte a învierii să primim lumina, să-L primim pe Iisus în sufletele noastre și să ne păstrăm credința aceea strămoșească și nestrămutată, pentru că pe Dumnezeu îl avem în sufletele noastre. Părinte, încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dăruiască sănătate, să ne dăruiască înțelepciune și putere să trecem peste ceea ce a venit peste noi și să luăm învățătură că toate acestea sunt de la Dumnezeu și sunt spre folosul nostru, să fim ascultători, așa cum ați spus, așa cum am început și emisiunea, pentru că din neascultare au venit toate acestea. Iar pentru ziua de mâine, care sigur va veni pentru că este sărbătoarea Paștelui, să le spunem creștinilor ortodoxi, Hristos a înviat. Părinte, vă rog. Adevărat a înviat și doresc să mai transmit ultimul gând. Avem nevoie de rugăciune lăuntrică, să ne regăsim în primul rând cu noi și să avem nădejde că, eu așa cred, că de rusalii, bisericile noastre de zi vor fi deschise și vom fi la slujbă împreună toți în comuniune. Dar până atunci nu uităm că pe lângă biserica de zi există și biserica de suflete, adică adunarea noastră, care putem avea în Duh și adevăr Domnul Dumnezeu și Hristos ne-a spus că unde sunt doi sau trei adunari în numele, acolo este și El prezent. Deci, amin. Familia noastră este o biserică conform învățăturii de credință ortodoxă și o să vedeți că de rusalii Duhul Sfânt se popoară, noi primim cum au primit și apostolii, o putere de sus și vom fi toți în uniune și fizică și spirit. Amin, Părinte, din totdeauna cu Dumnezeu, întotdeauna cu Dumnezeu, dragi telespectatori, pe sâmbăta viitoare!